Dorinele, asta e, ai făcut istorie. Performanțele Galațului sunt legate de Dorinel Munteanu. Cât ați crezut în acest lucru? Faptul că am venit cu inima la Oțelul, foarte puține lume știe că mi-am dorit ca Oțelul să revină în prima ligă. Azi, în 21 mai, Oțelul a revenit în prima ligă. Datorită unor, în primul rând, unor băieți extraordinari, care i-am preluat acum 2 ani în Liga 3-a, nimeni n-a avut încredere în ei, dar cum am făcut tot timpul cu toți jucătorii mei și am convins că prin muncă, prin disciplină, prin atitudine, poate să ajung în vârful pe care ne-am propus la momentul respectiv. Acum, din start, sincer, vreau să spun, nu sunt arogant, dar obiectivul meu următor este să fiu anul viitor în play-off-ul competiției Superligii. Sigur, văd că zâmbiți, dar ăsta e obiectivul meu și îl voi realiza. Dar a fost așa de greu încât nici nu pot să vă să transcriu în cuvinte. Și sunt foarte bucuros pentru că am realizat acest obiectiv. Cum ați reușit? Echipa, practic, cum spunea și băieții, sunt cam aceiași cu care ați venit din Liga a treia. Aveți jucători care au câștigat campionate, au jucat în Liga Campionilor, ați fost cu ei acolo. Aveți jucători tineri. Nu credea nimeni în voi. Exact. Ca și la începutul acestui campionat, chiar cei mai înfocați suporteri, cred că n-au crezut că putem să ajungem unde am ajuns. Astăzi, încă o dată, 21 mai, sunt două zile istorice pentru Galați, cred eu, pentru fotbal galățean, în 15 mai și 21, în care s-a dovedit că ordinea, disciplina, seriozitatea, munca pot face lucruri mari, cel puțin în sport, sau cel puțin nu le conduc eu. Pentru că, chiar dacă am fost antipatic pentru unii, simpatic pentru alții, mi-am apucat datoria și mă bucur când atâta lume se bucură, atâta un întreg oraș este bucuros. Urmează Superliga, alt nivel. Știu, acum urmează vacanța, vă liniștiți, dar bănuiesc că v-ați gândit deja că vacanța e scurtă. Sigur. Nu poate fi meteorică. Dacă jucătorii mei au vacanță 2 săptămâni, noi nu avem vacanță, pentru că, sau cel puțin eu, sau familia mea, conducătorii acestui club, trebuie să ne luăm, să fim pregătiți foarte rapid, să ne construim o echipă puternică și să nu uitați că la anul vreau să am luat în același interviu în play-off-ul competiției. Va fi greu? Va fi foarte greu. Totul a fost greu și acum a fost foarte greu. Nimeni nu știe câte ore de muncă, nimeni nu știe câte zile pe săptămână sau zile pe lună am muncit aici la echipa asta, dar țin să le mulțumesc tuturor care au fost aproape de noi. În primul rând, de la începutul proiectului meu, domnul primar Ionuț Mucheanu, Consiliul Local, tuturor prietenilor mei care m-au ajutat să fac ceva frumos sau ceva bun pentru această echipă. M-au ajutat și material și, eu știu, cu alte lucruri care m-au ajutat. Din vară le mulțumesc că s-au gândit Liberty și JFG Foundation să vină lângă noi cu o sumă considerabilă care ne-a susținut. Fără acești oameni și, bineînțeles, nu în ultimul rând, suporterii care au fost lângă noi la fiecare meci, chiar dacă am pierdut, chiar că am câștigat. Asta a fost potențialul nostru la momentul respectiv. Minister, ai ambiții mari, dar trebuie să ai și un buget pe măsură. Ai văzut la Îl voi crea. Bugetul, știți, se face după... Dacă crezi în Dumnezeu, bugetul se va crea așa. Vine de la sine. Sunt convins că vin oameni lângă noi care ne vor susține.